Salut! Ne aflăm astăzi în Craiova la sediul librărie.net, unde Anton Chiazna, managerul general librărie.net, a avut amabilitatea de a ne spune câteva cuvinte despre noul nostru serviciu DPD Collect. În ceea ce privește colaborarea cu DPD, este una cam de 2 ani de zile. Ne bucurăm de serviciile prestate. Mulțumesc! Iar noul serviciu DPD Collect o să fie o nouă provocare în serviciile oferite clienților. Pe de o parte, datorită flexibilității pe care o să ofere ca și program, majoritatea clienților se plâng foarte mult de programul 8-17 al curierilor, deci o să aibă posibilitatea să ridice și la ore mai târzii coletele, iar pe de altă parte, costurile reduse în ceea ce privește taxele de transport. Sperăm să reușim în perspectivă să-l oferim ca și serviciu gratuit. Am tot discutat și îmi tot ziceai, Claudiu, aș vrea o soluție pentru cei care încerc livrare seara la ora 7, la 8, la 9, chiar la 10. Bun, iată că o avem acum. DPD Collect le oferă destinatarilor posibilitatea să-și ridice coletul la orice oră, chiar non-stop aș putea spune, și mai mult decât atât, sunt locurile DPD sunt amplasate în majoritatea centrelor comerciale mari. În ce fel crezi că va îmbunătăți relația cu clienții actuali și cum crezi că te va ajuta să acaparezi noi clienți acest nou serviciu al DPD Collect? Păi, în primul rând, referitor la clienții actuali, vine ca un serviciu în plus în ceea ce privește flexibilitatea ridicării coletelor după ora 17. Sunt foarte mulți clienți care ne solicită treaba asta. Iar în ceea ce privește targetarea de noi clienți, bineînțeles, fiind și un serviciu care o să fie oferit, sperăm în perspectivă, gratuit de la o anumită valoare a comenzii, să atragă și noi clienți care pun accent pe livrarea gratuită, care este foarte solicitată în ultimul timp. Spune-mi, te rog, cum vezi tu și cum estimezi tu evoluția acestui trend, un serviciu inovator pe piața de comerț din România, DPD Collect? Păi, pentru librărie.net, eu zic că e un serviciu de care avem mare nevoie, mai ales că majoritatea produselor livrate de noi, 90% carte, se încadrează în limitele de volum ale serviciului. Iar pe de altă parte, faptul că se acceptă doar plata cu cardul bancar, de asemenea, reprezintă un mare avantaj. Anton, vorbeam acum 2 ani de un serviciu care să vină în sprijinul clienților care doresc livrări cât mai târziu. Iată că acum îl avem, DPD Collect. Sper ca la următoarea întâlnire pe care o să o avem, și sper să nu dureze la fel 2 ani, să putem vorbi cu lejeritate de livrarea cu drona în România, chiar prin DPD. Îți mulțumesc!